Da, stimați compatrioți, aș vrea să-i fac o promovare lui Sasuke Gaming Cool. Da, știu că nu fac promovări, dar e un prieten și trebuie să îl ajut neapărat. Deci de-abia s-a apucat și el, dar are și el 31 de abonați, de-abia s-a apucat și el, omul. De fapt s-a apucat de mai mult timp, dar a revenit acum și face videouri cu CSGO foarte șmechere, deci șmechere, voi nu o să auziți pentru că am băgat microfonul și, da, telefonul. Da, deci chiar vă recomand să vă abonați la ele, foarte șmecher, are videouri foarte tari și merită. Abonați-vă pe cariere și aș vrea să îl ajut să ajungă la 100 de abonați și poate și mai mult. Deci să vă abonați la el și da, să începem cu videoul nostru. Salutare, stimați combatori, și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Deci chiar e fain, e foarte fain. Am ajuns până la arena 4. Da, deci de ce n-am mai făcut Clash Royale? Pentru că da, m-a dat înapoi cu o arenă și am vrut să fac înapoi la arena 4, dar foarte mare m-a afectat din cauza clanului nostru. Și da, dacă vreți să intrați în clanul lui, în clanul meu, aveți tagul aici, clan tag RR pe 8R, și pot să vi-l dau și în comentarii sau în descriere. Suntem doar 3, normal că suntem doar 3. Foarte puțin, da. Ce cere? 800 de trofee. Da, sper că aveți mai multe, adică cred că voi jucați de mai mult timp și da. Oricum, hai să deschidem un chest, un fucking chest de gold. Să vedem cine dă, mamă, sper să fie ceva șmecher. Nu. O, Epic Card Unlocked. Mama, a picat un Epic Card Rage. Deci nu știu ce face ăsta, dar o să aflăm noi, nu știu, dar nu fac acum test. Să văd meciul și da, haideți să începem acum. Da, băieții mei. Mă dă înapoi, frate! A, păi gata, mai ai puțin și mă dă înapoi. Grijania ta. Ce să scoate, măi? Asta are vreo două din astea. A, știu ce e ăsta. Știu ce fucking e ăsta. Să băgăm să avem mai puțin. Știu ce e ăla, acum mi-am amintit.
Așa, sunt înapoi în arena. E bine, am rămas aici. Am făcut atât, cam atât am făcut. Măcar am câștigat un match, deși foarte fain. Am câștigat un fucking match. De cum e destul de OP. Dacă vreți și voi să aveți unul din ăsta. Bine, ăsta chiar e bun. Ăsta cu viață, da, e bun rău. Nici chiar așa OP, dar na, merge ca să ai, să țină viața, nu că îți dă viață. Adică te mai ține puțin. Da, și dacă vreți să intrați în clan, intrați să ne jucăm și noi frumos. Și da, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share și subscribe și ne mai auzim și data viitoare. Să aveți o zi bună. Bye, boișilor!